Bună seara tuturor! Talk News în această seară de la ora 20 la ora 22 împreună cu realizatorii Prima News. Dezbatem temele săptămânii într-o săptămână plină de tensiuni la nivel politic, la nivel înalt, da, coaliția de guvernare. Vedem tot felul de certuri, tot felul de replici acide în coaliție între cele două partide. Avem și pensii speciale și azile și nu numai. Rămâneți alături de noi, vă promitem niște subiecte foarte interesante în această seară. Pornim, bineînțeles, de la ultimele noutăți, acel protest din curtea lui Marcel Boloș, un protest al angajaților din finanțe. În prima oră, Radu Banciu, realizatorul Worldwide Banciu. Salutare, salut, Radu! Salut! Larisa Bernaschi, în continuare alături de noi. Bună seara din nou! Bun, Constantin Rudnitsky, realizator Profit News. Bună seara, Andrei! Și de la Cluj, Sabin German, realizatorul România de la A la Z. Te salutăm, Sabin! Salutare tuturor! Bun, Larisa, o să începem cu tine, pentru că ți-am urmărit emisiunea și ai comentat, bineînțeles, subiectul acesta al protestelor. Proteste spontane, dar înțelegem că or să se extindă în toată țara. Da, păi anunțul este că pe 22 august e un mare protest anunțat, un avertisment, dar e un pas important. Asta înseamnă că funcționarii statului nu sunt de acord cu reforma, nu e ca și cum ne-a fi așteptat. Declar că orice reformă va fi contestat într-un fel sau altul. E important de văzut cum vor gestiona mai mari țării acest lucru, și asta pentru că l-am văzut astăzi pe Marcel Boloș, care inițial s-a închis așa vreo 2-3 ore în biroul dânsului și abia după a avut curaj să iasă la protestatari. Mai întâi l-a trimis pe domnul Heiuș, care am văzut niște videoclipuri pe care le-am primit din partea angajaților, care îi certa efectiv pe angajați și le explica că încă nu s-a luat nicio decizie și că nu are sens acest protest. Până la urma urmei a ieșit domnul Boloș, care a și primit niște demisii de la angajații din minister. Da, am văzut că s-au strâns destul de multe, adică nu știu, vreo 14-15. Nu contează, și una, dacă era, i-a pus ceva demisia primasă ministrului într-un astfel de context, e un semnal extrem de important, că până la urma urmei demisia este act unilateral și chiar dacă anunță, până nu vedem și probabil că nu vom ști niciodată dacă cu adevărat acei oameni chiar au plecat, deci, sau au mai sunt... Demisii? Da, au fost anunțate demisii pe una sau dacă două. Dacă se multiplică cu 50 sau cu 500, e foarte bine. Dacă pleacă 500 de oameni din Ministerul Finanțelor, nu mai e nevoie de reformă. M-aș bucura, da, adică scăpăm de toată nebunia asta. De... Dar, Rudi, cum comentezi subiectul? Ce să comentez? Adică ai auzit și ce spunea? E opoziția la reformă. Prima dată l-am auzit pe acest extraordinar lider de sindicat, domnul Marica, e de vreo 30 de ani la sindicate. N-am înțeles nimic ce vrea. Încerca să se aburească pe tot, să ne spună el că e vorba de sistem, părea, nu? Părea, sau cum e? Nu, dar părea și dânsul surprins de acest protest, că ajunsese așa la Ministerul de Finanțe ca să vadă exact ce se întâmplă acolo. Când angajații, eu mai știu un episod care a avut loc în urmă cu vreo săptămână, când într-adevăr au fost doar, nu știu, câțiva funcționari ai de la Ministerul de Finanțe care au ieșit din birou și au încercat așa un semiprotest. Nu le-a ieșit atunci, dar iată că astăzi i-am văzut pe toți acolo în videoul acela. Păreau foarte mulți care se străseseră în fața biroului. Erau o mână de oameni, 40 de oameni s-au strâns și acolo, că nu le mai place, că nu le mai dă statul tichetă de vacanță, le scade indemnizația de masă. Despre asta e vorba. Nu, până la 10.000, adică cei mai mult de 10.000. Nu mai puțin, Sabin. Doar o idee, adică eu aș face doar comparația asta, că tot am vorbit de vreo 2 ani vorbim. Emmanuel Macron a rezistat și a făcut reforma pensiilor cu oamenii în stradă, cu aia care le dau foc. Deci acum e rândul polițienilor români să măcar la niște discuții astea cu sindicatele și la niște proteste să reziste, să le explice că nu se poate fără reforma asta. Bun, Sabin, te rog. Știi de ce nu cred, bună seara, știi de ce nu cred în protestul ăla spontan? Bă, dacă Marica, liderul de sindicat și cei care au ieșit atunci sau astăzi, da, ar fi ieșit când au văzut că au intrat pilele, și aici e valabil pentru toate instituțiile. Degeaba vii acum tu instituție de stat să ieși în stradă că se face reformă, da? De ce n-a ieșit în stradă, de exemplu, atunci când la Apele Române a intrat vânzătorul ăla de plicuri de cafea?
Da? Când au intrat tot felul de pile, hai să fim serioși că se știe foarte clar, intri în birou ăsta de acuie, pe cine are în spate? Da? Când s-au pus șefi numiți politici și erau absolut imbecili, de ce n-au ieșit? Ah, e vorba de salarii? Păi uitați-vă pe salariile de la minister, că-s de la 9.116 până la 18.000 și ceva. Bă, băiatule, vină în mediul privat, pentru că se presupune că tu lucrând la stat, deja știi cum se învârte roata economiei. Ia vină tu în mediul privat, încearcă să supraviețuiești și după aia discutăm. Vouchere de vacanță? Eu n-am avut în viața mea vouchere de vacanță. Am firmă, nu mi-aș permite să dau vouchere de vacanță. De unde până unde privatul trebuie să ducă cocoașa asta a statului? Dacă într-adevăr ar fi ieșit an la rând, să spună foarte clar, ăia din ministere, ăia din instituțiile statului, protestăm și cu mari cam frunte, protestăm față de angajarea amantei nu știu care aici în birou, protestăm față de nu știu câți nepoți avem în plus. Aș fi spus, băi, este onest. Dar așa să ai mai mulți funcționari decât are Polonia la dublă populație? Vă mai lăsați-mă, lasă meargă în economia privată și ar trebui foarte, foarte bine scris în Constituție. Dreptul leneșului de a muri de foame în această țară. Pentru că statul se face responsabil, practic, de lucrătorii de la stat. Pe noi ăștia de la privat ne dă de pereți, ne bubuie, stresează economia de vreo lună și jumătate, uită-te că nimeni nu mai mișcă nicio investiție. Povesteam cu un domn care face proiecte de la mari de aerisire pentru hale. Nici o comandă în ultima lună, pentru că toată lumea stă cu arici în buzunar, toată lumea se gândește, mulți firma în Bulgaria, în Dubai, în Estonia, nu mai vreau să investesc aici. Da, de ce? Pentru că pe surse, așa cum primim toți, da, de la tot felul de politicieni, mizează de pe faptul că nu putem da sursele, că suntem totuși onești, nu-i așa? Uite ce se întâmplă, uite cum se impozitează, uite cum se face. Mediul economic este cel mai sperios animal. Ăștia nu înțeleg nimic. Au venit de la covrigărie din Buzău și au impresia că fac economie națională. L-au adus și pe ălalalt de consilierul primar, da? L-au făcut ministrul de finanțe, a făcut praf bugetul în lei și acum l-au pus la euro ca să facă praf și euroi. Ăștia suntem băieți. N-are sens ca să ne dăm pe după copac. N-au protestat niciodată, îi spine instituțiile de amante, de nepoți, de mătuși, de unchi și cu asta basta. Vrei să tai? Taie tot. Dă-i afară pe toți și angajează pe concurs. Cum au făcut aia georgenii cu poliția. 24 de ore n-avem poliție, vă ia mama dracului de șpăgare. Și cu asta basta. Unul nu mai ia șpagă în Georgia. Dar unde smuți firma, Sabin? Zicea aseară ceva de Albania. Mă duc în Albania, mă duc în orice altă parte. Albania este cu 10 clase peste noi, și la turism, și la digitalizare. Știi că în Albania mă duc și plătesc în euro și îmi dă chitanță de la magazin în euro? Da, du-te în România, că e Uniunea Europeană, și în România, dacă zice el, dacă vrei să plătești în euro, cheamă poliția sau cheamă un bișnițar. Schimbă-i domnului, că n-are lei. Bun, ăștia suntem, bă. Radu, te rog. Suntem niște mai euro mai mulțoi. Un comentariu pe toată situația asta. Vedem tensiuni tot mai mari în coaliție pe tema asta deficitului. Acum și angajații pe tema reducerilor de cheltuieli. Eu mă întreb, Andrei, dacă în Niger, la ora asta, se vorbește despre greva finanțiștilor din România. Foarte curios. Pentru că încercam să mă țin la curent cu ce se întâmplă acolo și că-i prăpăd. O să intre aia cu NATO ăla african peste puciștii din Niger să restituie ordinea constituțională. Da? Noi avem o grevă inedită din punctul nostru de vedere în domeniul ăsta, dar eu credeam în naivitatea mea, eu nu prea le-am pe astea cu sursele, cu, cum zicea Sabin mai devreme, am mai degrabă cu antisursele și nu mă așteptam, sincer să fiu, că în era asta ciolacul era de prosperitate absolută, da? Cred că covrigăriile alea de la Buzău erau o trimitere totuși parșivă spre Ciolacu a domnului German mai devreme. Eu am crezut că era Ciolacu în sfârșit va fi prosperitate. Ne-am trezit cu greva la Ministerul Finanțelor după ce am avut o grevă interminabilă în învățământ. Pe unde o să mai fie următoarea grevă? La gogoșerii? Păi mai sunt prin penitenciare. Prin, noi credeam că schimbăm acazul, că va veni în România. Așa ne-a spus tovarășul Ciolacu. O Românie care se schimbă, se face reformă, da? Infrastructurile, nu știu ce vrea să... Ce să explicăm aici? Să vor bate finanțiștii acolo, ne vor demonstra că ei erau buni și aprigi și la mineriade dacă timpul ar fi fost atât de parșiv cu ei? Da, eu zic că e un lucru bun. Bineînțeles, orice grevă, vorba lui Camus, orice revoltă e un pas înainte.
Noi nu știm, nu ne pricepem la astea în general și cred că suntem ultimii, chiar și sub Albania lui Sabin Gherma la capitolul ăsta. Noi nu facem niciodată nimic, la noi e doar inerție. Deci cred că e un lucru pozitiv. Am înțeles că mâine se închid trezoreriile, Rudi. Da, da, da. Păi, da? E un început, sigur. Se închid trezoreriile, e interesant. Să vedem ce se va întâmpla. Bă, e bine, poate închidem și trezorile, că nu mai plătesc nici IMM-urile pe 25, nu mai plătesc. Nu știu dacă suntem scutiți de plată. Nu, nu suntem, evident, dar sigur. Poate în siajul ăsta al închiderii trezorilor se gândește și IMM-urile să nu mai să facă o grevă fiscală, să nu mai plătească pe 25, vreo 3-4 zile, exact. Ca să fie treaba completă. Adică dacă statul protestează că le taie etichetele de vacanță, așa ar fi normal, să protesteze și particularii. Ai ascultat, Rudi, și de anumite sporuri. N-a spus nimeni clar. Marica o aburește așa, zice, domne, nu că e vorba de sistem, de vrem digitalizare. Acum a zis, nu, în loc de condiții de muncă, știu că a greșit. Condiții insalubre. Nesalubre. Nesalubre, da, da, da. În loc de insalubre, da. Și ai văzut că este spor de calculator vechi. Da. Du-te la un privat și spune-i chestia asta. Du-te, spune unui privat, spor de condiții insalubre. Sabine, spune unui privat, spor de uitat la calculator. Ăștia-s nebuni, mă. Sabine, asta cu nesalubre, cred că vine de la acel necitiți-mă al lui Eugen Ionescu. Ți-mi minte că așa le spunea criticilor lui. Necitiți-mă, mă, în continuare. Cred că de acolo. Cred că vine de la necuvântătoare. Știi? Atâta pot ăștia. Atâta pot. Ăștia sunt, tată, ăștia sunt lideri sindicat, astea sindicatele au ajuns o... Știi că fiecare partid și-a făcut sindicatul lui la un moment dat, că știai, ăla-i cu partidul de dreapta, ăla-i cu partidul de stânga, cam toți erau arondați, da? Acum a ieșit buboiul. Ghiși cine colectează, ce iese din buboi. Și eu m-aș bucura să fie o revoltă a funcționarilor, dar să fie revolta aia de care povesteam. Bă, uite, Cutărescu au intrat pe pile. Uite-te cu ce au făcut, da? Vine Ciolacul la ora 12 și spune sunt 200.000 de posturi neocupate, dar bugetate, renunțăm la el. La ora 13 au început deja anunțurile de concursuri, da? Pe la tot felul de instituții, la aproape toate instituțiile. Și nu pot să spună, băi, știți, avem nevoie de oameni cu experiență, expertize, etc., chestiile astea, neologismele care se practică la ei. Ci avem nevoie de consilier debutant, inspector debutant. Adică este, în sfârșit, s-a deschis sezonul la nepoți și la amante. Pur și simplu, România asta nu e făcută pentru cetățeni, tată. România asta e făcută ca o bucată, ca o pizza de aia imensă, unii cu salamul, alții cu aluatul ăla de pe margine. Deși ăia care mănâncă aluatul de pe margine, cumpără salamul pentru toți, era să zic fraiere, dar nu sunt fraiere deloc, fraiere suntem noi, ăia din politică. Uite care e nivelul lor. Voi ați lăsat la vreunul din guvern cheia să vă ude florile când mergeți în vacanță? Eu, pur și simplu, mi-ar fi milă de flori. Bun, mergând mai departe, dar rămânând cumva la subiectul acesta, aș vrea să vorbim de unde a început. Practic toate tensiunile acestea au început de la tema deficitului, nu se pun de acord pe fiscalitate, poate și pe o zonă de reducere a cheltuielilor. Larisa, din punct de vedere politic te-aș întreba, vedem tensiuni tot mai mari, lasă în coaliție, vedem în Partidul Național Liberal. Sunt da, de fapt acolo sunt adevăratele teritoriu. Tensiuni. Te rog, ce ai discutat pe tema asta? Avem, se rupe coaliția, nu se rupe? Cum? Avem niște... avem parcursul clasic a unui șef la PNL, da, pe care l-am văzut în ultimii ani, atunci când, la un moment dat, câțiva lideri din teritoriu încep să dea semnale. Semnalele nu erau pentru Ciolacu, pentru coaliție, semnalele erau pentru Ciucă și pentru Bode. De acolo lucrurile care, sunt apropo, extrem de simple. În timp ce își dădeau replici aci de PNL cu PSD la televizor, membrii PNL cu membrii PSD, Lucian Bode lansa autostrăzi cu Sorin Grindeanu. Erau, da, mesaje, erau pe... Dădeau mesaje de pace. Erau pe autostradă, erau pe șantier amândoi, ca fost ministru al transporturilor și actual ministru al transporturilor. Țipau la unison, îl criticau pe Drulă, da, cel care a separat cumva mandatele, așa, și explicau foarte clar că este exclus să se rupă coaliția asta după ce, înainte cu o zi,
au fost niște imagini absolut superbe cu domnul Grindeanu intrând în sediul PNL, mergând, așteptându-l domnul Bode acolo la intrare. Erau niște imagini bune de ținut în arhivă, la fel cum sunt imaginile acelea cu Ludovic Orban și cu Liviu Dragnea, care schimbau gecile, dacă vă amintiți. E același tip de mesaj pe care l-au dat acum domnul Bode cu domnul Grindeanu, care nu știu ce relație, cât de bună e relația dintre ei, dar având în vedere că se ocupă cumva de același domeniu, s-ar putea totuși să aibă niște legături acolo. Da, un mesaj dat de la centru foarte important și foarte important de menționat, faptul că la București aceste tensiuni nu se simt, pentru că Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au o relație extraordinar de bună. Discută Nicu și Marcel, nu? Era Nicu și Marcel de mână împreună, forever ar putea să țină această coaliție și după alegerile parlamentare de anul viitor, n-ar avea nicio problemă dacă nu ar veni problemele din interiorul partidelor, pentru că la un moment dat s-ar putea ca și Marcel Ciolacu să aibă niște probleme în interiorul PSD. Nu este cazul acum, dar acum are Nicolae Ciucă și important de menționat să vedem dacă Nicolae Ciucă va fi în această funcție de Crăciun. Dacă va reuși să treacă de anul nou în funcția de președinte al Partidului Național Liberal, și asta pentru că am văzut ultimii doi președinți de partid, da, în momentul în care nu au mai ocupat funcția de premier, sau ba dimpotrivă, Florin Câțu a apucat să fie șef la partid și premier vreo două săptămâni sau ceva, vor scăpa de el. Și asta pentru că, din păcate, Nicolae Ciucă nu știe politică. Nu cred că a înțeles foarte bine aceste mesaje venite din teritoriu. Nu cred că a înțeles cum poate gestiona acest scandal din interiorul Partidului Național Liberal. Și au apărut informații, au apărut declarații de la lideri PNL importanți, da? Alin Tișe, care n-a ieșit toată vara și care iese așa, doar când se întâmplă ceva și trebuie să dea cineva un semnal. Orice semnal vine din zona Ardealului, e o problemă pentru conducerea de la București. Asta ca să nu mai vorbim că mai sunt și pe aici, pe lângă București, niște organizații care atunci când dau semnale, e clar că e finalul mandatului lui Nicolae Ciucă. Vom vedea cum va rezista această coaliție. Important este că nu-și mai permite nimeni în câteva luni de zile să iasă de la guvernare, nici PSD, nici PNL. Adică dacă ajung de Crăciun în această formulă, după Crăciun nu se mai poate rupe această coaliție, pentru că vom intra într-o criză politică profundă, din care vom ieși abia în 2025, după alegerile parlamentare de la finalul anului viitor. De acord, dar acum era ultima șansă a PNL-ului, ultima șansă reală de a ieși din coaliția aceasta încă mai au de a încerca puțin să-și mai recâștige măcar o parte din electorat, ieșind în ce fel? Adică spunând, domnule, noi putem să acceptăm creștere de taxe și impozite. Da, dar mai e aici o chestie, un calcul politic foarte important. Faptul că PSD este foarte abil din punct de vedere al comunicării și ar da toată vina pe Partidul Național Liberal, că ne-au băgat pe toți într-o mare criză politică și economică și ne-au lăsat așa, motiv pentru care PSD ar câștiga categoric alegerile de anul viitor. E posibil. Deci ieșirea PNL de la guvernare sub această formă ar însemna un câștig pentru Partidul Social Democrat. Da, repet, eu cred că totuși era o șansă pentru PNL. Eu cred că dacă nu ies, vor pierde foarte mult. Așa că și dacă fac și pasul următor, sunt pe minus, sunt pe minus. Dacă îl schimbau și pe Nicolae Ciucă, înțeleg că până în iarnă, cum spunea Larisa, probabil că era încă un lucru bun și mai aveau, cred eu, o șansă, dar probabil că nu vor face lucrul acesta din motive foarte diverse, inclusiv din cele legate de cum s-a spus mai devreme, și anume că PSD-ul are o abilitate în a comunica. Cert este că sunt într-un fel ambele partide, și imediat închei, sunt în fața unei, s-au trezit cu o mare problemă în brațe, și anume că trebuie să facă ceva cu bugetul. Că de aici pleacă toată chestiunea. Până acum a fost foarte bine, toată lumea s-a ocupat piața independenței. Problema e că nu poți nici să faci rectificarea bugetară până nu treci măsurile acestea, să poți să-ți faci niște calcule. Și adică când încearcă să facă niște minime reforme, că despre asta vorbim cel puțin în spațiu, în zona bugetară, în zona administrației publice, iată ce se întâmplă. Greve spontane și urmează pe 22 și așa mai departe. Deci o să... Cred că ambele partide au o problemă cu toată această chestiune, ca să nu mai pun la
socoteală că și mediul privat este foarte nervos. Adică am văzut organizații care se coagulează împotriva schimbărilor, creșterii taxelor și impozitelor. Deci este o ostilitate de toate felurile. Bine, și acum ce spuneai mai devreme cu PNL să iasă de la guvernare și așa, ei sunt conștienți că și draftul ăla cu taxele care au ieșit a ieșit de la Ministerul de Finanțe, care ok, domnul Boloș nu e membru PNL, dar este susținut de liberali. Deci, și discuții... acum, uitându-ne puțin înapoi, vedem că cei mai câștigați cumva din acest scandal vis-a-vis de acest draft sunt cei de la PNL, care au reușit într-un final să își impună, da, cele trei mari taxe care erau prevăzute acolo, care au fost propuse de PSD și care nu vor fi adoptate. Dar ce măsuri nu acceptă practic? Alea cu dividendele, micro-întreprinderile. Și asta cu dividendele iar mi se pare... Păi stai puțin, la începutul anului când aveau premierul și așa mai departe, au mărit impozitul pe dividende de la 5 la 8% și acum nu mai sunt de acord cu măsura. Păi cu încă 2%. Nu mai sunt de acord. Nu mai sunt, pentru că deja... E prea mult, adică crești, au zis, da, ok, am ajuns la 8%, dar aici ne oprim. Și au fost cele trei măsuri care au fost cele mai contestate în spațiul public de antreprenori de toată lumea, pe care în toate discursurile publice PNL a susținut că nu vor fi aprobate, că nu sunt de acord cu ele, că vor susține antreprenorii și care vom vedea în draftul final că, și în ordonanța finală că nu vor fi. Radu, te rog, rezistă. Chiar vreau să vă întreb pe voi. Voi cum vedeți, de exemplu, ieșirea din criza asta a domeniului IT? Dacă, de exemplu, se întâmplă ce preconiza Ciolacu, unde nu mai sunt facilități fiscale, s-a terminat cu cornul abundenței, cum zicea Macron, în urmă cu câteva luni, pentru prima dată Occidentul a recunoscut că nici la ei babele nu se mai plimbă cu colaci în coadă. Ce s-ar putea întâmpla? Există posibilitatea unei implozii în mediul ăsta? Înțeleg, singurul performant cu adevărat în România. Am văzut o reclamă în străinătate despre București. Circula mai multe țări europene. Și peste imaginea aia cu Intercontinentalul noaptea, cu imaginea aia pe maghiar, așa, se spunea că este un centru al tehnologiei moderne, al IT-ului, nu știu ce. Deci asta era prima reclamă a Bucureștiului. Dom'le, dacă mediul ăsta intră acum în colaps, că nu mai sunt facilități, înțeleg că stăteau toți în puf acolo, da? Ce ar putea să se întâmple? E, nu, aici dă voie, dragul, doar să răspund repede. Sigur că și industriile respective, inclusiv IT-ul, îngroașă un plic tușele, adică se exagerează. IT-ul are aceste facilități de, care nu sunt extraordinare. E un 10% care nu-l plătesc la impozitul pe salariu. Deci l-au de 15 ani sau undeva de acolo. Pare a fi de, iată, de mai mult de 15 ani. Au devenit, cum spune Muguri Sărescu, s-au transformat în rente, adică nu mai sunt facilități deja pe viață. Și atunci plecăm de la principiul că toată lumea trebuie să plătească echitabil și că acest lucru trebuie să se întâmple. E o idee corectă. Ați văzut că alte țări, de exemplu, țările baltice, în special Lituania și Estonia, au făcut un fel de hub al startup-urilor acolo. Da? Adică s-au axat, cum a făcut, am mai explicat asta, în turism Mauritiusul, care în anul 1992, când și-a cucerit independența de la Marea Britanie, n-avea nimic. Da? Era pe locul 284 în turismul mondial și acum sunt pe locul 9. Deci au reușit să facă, așa au făcut balticii. Da? Marile companii s-au mutat în Vilnius și în Tallinn tocmai pentru că sunt niște hub-uri de astea. Deci statul a făcut eforturi, a creat un mediu propice pentru ăștia ca să se dezvolte și ei undeva. Deci eu găsesc aici și asta cu IT-ul trebuia dezvoltată cumva. Chiar dacă nouă, care suntem tămâie în domeniul respectiv, poate ne deranjează. Dar oamenii ăștia produceau, aveau un talent într-un domeniu care puteau să scoată România cumva. De acord, dar poți să o faci pe 3, pe 5, pe 7 ani, poți să o faci pe o perioadă determinată, nu poți să o faci pe o perioadă nedeterminată, adică 23 de ani. Asta e opinia mea. Și tu spui că mari facilități deci nu aveau. Nu, deci erau 10% din salariu. Nu, dar IT-ul e și un domeniu foarte flexibil. Nu le poți oferi în continuare facilitatea asta? Depinde, dacă vrei să, dacă mergi pe principiu, toată lumea trebuie să fie, să plătească egal, să fie egal în fața acestei registrații. Asta spuneam și eu. Și acolo sunt niște facilități enorme. S-au creat alte lucruri, adică au intrat și construcțiile în povestea și asta, au intrat și agricultorii, au intrat și industria alimentară, nu știu că creezi niște oaze. Construcțiile și agricultura din alte motive. Eu mă gândeam, dacă noi am fi dezvoltat în continuare domeniul ăsta, am fi putut să atragem un capital, o forță de asta de muncă și din exterior.
Adică să știi, domnule, Bucureștiul este mediul unde te dezvolți pe domeniul IT sau Cluj, nu contează, în România, da? Și tu să vii, să aducem din alte părți. Trebuie mai mult. Așa? De atât. Estonia a făcut mai mult decât un 10%. Păi nu, probabil. Și ideea e, ca să închei, scuză-mă, Radu, doar... Eu cred că trebuie luate aceste, greșeala acestor facilități este că dacă e să le ridici, este că trebuie să dai un tip de predictibilitate, cum să spun. Adică zici, domnule, nu de mâine, nu de la 1 septembrie. Pentru că toate companiile și-au bugetat lucrurile, s-ar putea să se ducă în salariile IT-știilor, hai să facem de anul viitor, să zicem din iunie, adică sau de, cel mai devreme din ianuarie. Asta e, cred că e marea greșeală a guvernului. În rest, eu sunt de acord cu ideea că trebuie să egalizăm, chiar dacă sigur că sunt niște domenii, cum spune care ar putea să aibă niște facilități pe anumite perioade, da? Poți să faci și altfel lucruri, poți să faci ajutoare de stat, poți să dai niște scăderi de impozit pentru companii, pentru că companiile sunt... Eu cred că efectele nu vor fi atât de mari precum cred, spun acum IT-știi, că dacă tai această facilitate de 10%, da, efectele, nu știu ce se întâmplă în România. La ce vor ei să tu vezi ipocrizia? De se vorbește de echitate când este vorba de mediul privat. Lasă la o parte faptul că IT-ul înseamnă 6% din PIB. Când vorbim despre pensiile speciale, nu mai este echitate. Când vorbim despre salariații la stat, nu mai este echitate. Numai la privat. Adică noi suntem aia, noi știi cum suntem, săracii din căruță. Problema fundamentală e că acum suntem boii care trag căruța. Pentru că ei niciodată nu pun echitatea pe același plan când e vorba de privat sau de stat. Au făcut un fel de nu știu, de paradis de ăsta fiscal la stat. Acolo sunt problemele. Sunt 1200 de companii de stat. Mă arată, uite, arătați-mi o țară care să mai aibă în Uniunea Europeană 1200 de companii de stat. Statul este dator la stat, că ăștia nu-și plătesc datoriile, da? Și statul vine, aoleo, eu sunt dator la mine însumi, da? Ia să plătească privatul. Și atunci se creează disarmonia asta totală și nu mai pui problema echității. Pentru că echitatea are o definiție generală în comunitate. Nu poate fi popii să fie într-un fel cu echitate și ăștia enoria și altfel. Nu se poate să fim toți episcopi. Dar putem fi toți la același nivel de, dacă vrei, de contaminare de asta fiscală. Că nu mai poți să vorbești de altceva când vorbești de statul român decât de contaminare. Adică tot timpul redefinesc în favoarea celor de la stat tot felul de teorii. Ce frumos sună echitate, ca echitatea și etica socialistă de pe timpul lui, era să zic, Ciolacu, da, tot un fel, Ceaușescu. Niciodată nu se pune problema, hai mă să vedem, să fim la fel. Sunt de acord. Ok, taie că își ia omul laptopul și pleacă în Spania instantaneu, sau pleacă în Bulgaria, sau pleacă la oriunde. Atât înseamnă IT-ul, un laptop performant. Ok? Sunt câteva sute de mii de oameni care, vorba lui Radu, da, îți aduc 6% din PIB. Adică sunt oameni care chiar fac ceva pentru țara asta. E adevărat, tu trebuia să faci un program. Bă, pentru 5 ani facem asta. Acum deja vii și iei darul pe care l-ai dat așa numai ca Dumnezeu când i-o dat la, sau șarpele, cine i-o dat la mărul. Înțelegi? Prea suntem dintr-o dată foarte, foarte vertical și foarte scrofuloși, între ghilimele, cu mediul privat și dintr-o dată venim foarte evlavioși când este vorba de muncitorul la stat. Să vină și ăla un pic în mediul privat, să vedem dacă supraviețuiește. Dacă nu, are alternativa ajutorului social. E adevărat, doar că s-a ajuns și la aberații de tipul, scuză-mă, Andrei, că, de exemplu, cei din construcții și de cei din industria alimentară și agricultură, nu plătesc CSS, contribuțiile de sănătate. Și atunci, sigur că toți, dar beneficiază, că sunt la spital, exact. Primesc tratament sau îngrijire sau ce. Și atunci, sigur că toate aceste lucruri, iată, pe care le dai, la un moment dat se întorc împotriva, să zicem, bun, celorlalți. Aș vrea să te mai întreb pe tine, Rudi, că e cumva pe zona ta, după care trecem mai departe, că o să avem și pe partea a doua subiectul acesta, să luăm reacții și de la ceilalți colegi. Suntem totuși în luna 8-a, să zicem că pe 20 august, sau când au zis Larisa, parcă 20 august ar trebui să vedem ordonanța asta, nu? Cu reducerea cheltuielilor. Să zicem că o vedem pe 20 august, da, ok, spre finalul lunii, după jumătatea lunii. Ce efecte poate să producă? Că totuși mai sunt câteva luni să termină anul, adică
va produce efectele de care avem nevoie? Aici e tema, pentru că în acest moment nu știm exact care sunt efectele, nu avem analize de impact, avem doar analize care se fac în media, măcar atât că se fac, ale actorilor. Păi fii tu analistul nostru. Eu sunt, dar n-am toate datele, din păcate. Și că nu le are nimeni, cred că nici ei nu le are. Și mai e o mare necunoscută, și anume, dacă ai crescut niște taxe și impozite, în principiu economia nu reacționează așa cum crezi tu din birou. S-ar putea ca o parte dintre companii să reacționeze altfel, nu știu, să unii oameni să fie dați afară, alții să-i duci într-o zonă gri, să mai crească economia neagră, pentru că am văzut astfel de situații, da? Deci când ai crescut niște accize, te duci cu economia mai jos, cea albă, și crește cea neagră. Deci s-ar putea ca toate aceste calcule, nici nu știu dacă există aceste calcule foarte bine făcute, să se fie date peste cap de realitatea din economie. Și atunci, cum spui, e clar că trebuie făcut ceva chiar și pentru 3 luni, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, eventual, o parte dintre ele. Nu știm încă amplitudinea schimbărilor sau ale așa zise reforme, adică nu-mi dau seama. Așa, declarații sunt, 6 miliarde de la, din zona de taxe și impozite, nu? 6 miliarde tăiate de la, din cheltuielile statului. Și tot atingem. Suntem într-o zonă de 12 miliarde, tot atingem și ne-ar trebui, estimările sunt că ne-ar trebui 2% din PIB în acest pachet, plus și cu minus, să zic așa, care înseamnă mult mai mult decât 12 miliarde. Deci nu avem un răspuns în acest moment și oricât am fi noi de ageri în sistemul, mă rog, aici la televiziuni, totuși ar trebui să facă altcineva calculul. Dar nici nu cred că e treaba jurnaliștilor neapărat. Noi putem să analizăm când apar niște cifre, dar să analizăm numai pe surse și pe ce se mai scurge așa de la un minister sau altul. Și la un moment dat să te duci în penibil, că dacă se dovedește că nu e adevărat documentul ăla sau se schimbă toate alea, ai vorbit degeaba o lună întreagă. L-am văzut pe Ian Pugudea, l-a făcut niște calcule. De exemplu, calculele spuneau că micro-întreprinderile, de exemplu, vor plăti între 3 ori și 5 ori mai mult, de exemplu. Are niște estimări el, dar sunt și acolo doar estimări, trebuie să fim realiști. Bun. Să mergem mai departe, că o să avem subiectul acesta și în partea a doua. Radu, Gabriela Firea vrea să rămână în politică. Am ascultat-o la un alt post de televiziune, la un post preferat de al domniei. La unde să știți că mai intru și eu seara. Pentru că este un post de televiziune profesionist și unde sigur că mă simt bine. Atunci când mi se pun întrebări inteligente, domnul Rudi și doamna Larisa, să zic că nu peste tot sunt astfel de întrebări. În asta aveți unii colegi care, de exemplu, nu respectă. Nu respectă cariera noastră politică, nu respectă ceea ce am făcut noi pentru această țară. Și atunci ăsta este motivul pentru care eu intru la acest post de televiziune, pe care dumneavoastră nu l-ați numit. Și foarte rău faceți. Bun. Deci acolo intră și Madame Firea. Da, înțelegem, exact. Da. Am înțeles că aproape a lăcrimat acolo. Continuă să considere România o țară de proști, aici are dreptate. Altfel nu ar putea să vorbească la un asemenea post de televiziune toată viața ei, practic, dacă vrea, fără să se întrerupă. Chiar vreau să-l întreb pe Sabine, în Albania câte televiziuni sunt? Că am înțeles că noi depășim orice limită în domeniul ăsta. O țară care nu face niciodată nimic, care este 35 de ani într-o inerție totală, vorbește, este o gargară permanentă, oare cum arătăm noi în fața lumii? De asta vreau să-l întreb, că acum am văzut că e un trend ăsta cu vacanțele în Albania. O țară ieftină, o țară zbârcită, o țară... Nu ieftină deloc, să știi. Găunoasă, așa. Nu este ieftină deloc. Nu. Dar lumea atunci de ce se duce? Așa m-am dus și eu. E inaccesibilă cu avionul, sunt legături proaste, deci trebuie să te duci cu mașina, trebuie să stai în vestul României, dar trebuie să străbați Balcanii aia. Nu e o zonă facilă, pentru că nu ești în Uniunea Europeană. Care sunt motivele pentru care te duci acolo? Adică n-ai atâtea alternative. Ai Muntenegru, ai Croația, da? Ai Slovenia. Dincolo. Răspund eu. Serviciile, peisajul și mâncarea. Bun, astea sunt în toate cele pe care le-am enumerat. Nu sunt servicii în Croația? Nici gând. Peste 10 clase față de tot ce am văzut la servicii și la peisaj și la mâncare. Dar știi de ce merge lumea? În primul rând că e exotic. Vrei să ieși undeva
în altceva decât Franța, Occident, mai știu ce, Turcia n-a fost niciodată și nici Bulgaria n-a fost, da? Dar am vrut să văd ce înseamnă aia, bă, și a fost cea mai plăcută surpriză. Dar și cumva un fel de palmă. Noi ăștia din Uniunea Europeană, care avem ficatul mare, avem steatoză, identitare, tată, suntem mai, mai tari de la decebalul Sperscorilor, dintr-o dată trebuie să lași nasul jos, pentru că suntem sub ei. Bine, ei și sunt un fel de preaderare și ei acolo, nu? Să știi că o să ne dea lecții instantaneu în momentul în care aderă. S-a spus, du-te în Kosovo că folosești euro, du-te în Muntenegru folosești euro, în Albania folosești euro. Doar la noi nu poți folosi euro. Noi, ăia care zice că am apărat Occidentul, cu făia făceau catedrale, Ștefan cel Mare venea cu cucuruzul după turci. Adică noi nu avem sentimentul european, noi avem sentimentul ștampile europene. Da. Bă, gata, am intrat, i-am păcălit, da? Nu mai trebuie să facem nimic. Știi că ăla care zice, ce meseria ai? Sunt român, mâncați așa. Să trăiți, gata. Bun, dar până la urmă ai adus-o pe chelnerița aia acasă la 5 euro, cât era bacșișul. Nu se putea. Bun, ne întoarcem și la doamna Firea. Era doar așa o paranteză utilă. Auzi, oricum la Firea când vă întoarce, să vă luați o pungă cu apă caldă. Am înțeles că în București iarăși probleme. Dar astea nu sunt problemele nici ale lui Marcel Ciolacu, nici ale lui Nicușor Dan, nici ale Gabriele Firea. Astea sunt probleme. Să știi că am făcut o analiză astăzi. Nu mai avem apă caldă în București de pe vremea lui Constantin Noica. Deci ultima dată când a fost apă caldă din belșug în România, da, era pe vremea lui Constantin Noica a făcut ultimul duș serios în capitala României. Adică noi n-am avut, pare că s-o luăm așa. Deci de la Nicolae Ceaușescu încoace știm cum a fost. Pe vremea lui Nicolae nu era apă caldă. Eu am mai explicat. Eu când am venit în București în 97, în prima zi am aflat următorul lucru. O dată pe lună există un cartier, era vară, da? Există un cartier în fiecare lună care rămâne fără apă. Era ca la păcălici, ca la tragerea la sorți, da? Trebuia să știi unde să stai. Da, mă, eu când am venit, mi s-a spus, în ce cartier stai? Păi zic, la agronomie. A, vezi că luna asta se ia în Pantelimon. Să nu te duci pe acolo. Pe aia să luam militară, apoi domnul Tabor, apoi în Berceni. Toți făceau cu schimbul. Nu exista niciodată suficientă apă caldă pentru toate sectoarele și toate cartierele. Și te prieteneai cu una, Sabine, care, de exemplu, stătea în Pantelimon și n-avea apă caldă. O chemai la tine și spunea că nu vrei să mâncăm o ciorbă. După ce mâncai o ciorbă, se ducea și făcea un duș, pentru că ea n-avea 30 de zile. Era suspendată de la duș. Da? Și uite așa se făceau relații. După aia când îți venea ție problema, prin ianuarie n-aveai tu, te duceai să faci un duș cu apă caldă, erau minus 25 de grade la ea în Pantelimon, că acolo venise apa caldă. Da? Deci eu nu înțeleg pe ăștia de ce dau vina unii pe alții. În 1997, dacă bine mi-amintesc, era Viorel Li sau cine era? Halai. Cine mai știe? Parcă Halai era. Un pic mai încolo. Așa ceva. Cred că era Lis, da, da. Lis sau Halai. Păi nici ăia n-aveau apă caldă. Deci încă o dată, niciodată, Băsescu, cu toți, Ciorbea, care au mai fost ăla cu Marmura, dar niciunul n-a reușit să aducă apa caldă în București. Da, cum se trăgea pe vreme. Deci e o tradiție istorică și ție ți-o trebuie în București în loc să vii la Cluj. Băi, ești aproape de Târgu Mureș, să păi faci nu, o am stat în Cluj destul, dar era Ghiță Funar, ți-am zis, n-am mai putut să stau. Bine, Ghiță Funar, deja cu decebalul Sperscorilor. Mi-a trimis aseară un WhatsApp, trebuie să ți-l dau și ție, să distrugem tot ce înseamnă statuia lui Traian. M-a trimitea și mie într-o vreme, dar când a văzut că nu mă interesează... Dar știi de ce? Că a făcut praf poporul primordial getic, ăsta care suntem noi. Ăsta care l-a dat pe Iisus Hristos, în opinia lui Funar. Am primit aseară, e bestial omul. Să știi că e mai tare decât Udrea, de exemplu, Cornel Udrea, da? Și Mușatescu să fugă, iar Băieșul să-și rupă buletin. Deci e vin, acolo, e vin, de, exact. Da, e viu Ghiță și, cum să zic, e mai spumos ca altă dată. Deja începem să discutăm despre nu există limba dacă, există limba getică. Adică este o poveste. Uite, o să-ți dau un... Pentru că, băi, câteodată ai nevoie de umor. Și nu te mai poți uita la Benny Hill, că l-ai depășit. Ălalalt... Deja nici nu mai știi. Stan și Bran, ce-i depășit? Dacă te uiți la Ghiță Funar... Așa, e... Nu, mă, ăla-i depășit. Dar gândește la Ghiță Funar. Ghiță Funar este nouul birlic al politicii românești. Dacă n-avea talent. Avea încredere în numărul lui. N-avea talent. S-o rămâi ție la București. Atunci n-ai apă caldă. Vii la Cluj, băi, te lasă să faci un duș.
Trecând de la Funar, vă trebuie vouă, București. La Gabriela Firea, te rog, Larisa, mai are vreun viitor politic Gabriela Firea după tot scandalul? Bine, declarația ei e mai mare. Noi am vorbit doar de câteva lucruri, că rămâne în politică, PMB, spune că ea, din punct de vedere instituțional, n-a greșit cu nimic, că nu e anchetată de autoritățile statului, adică e o declarație. Bine, foarte important din toată declarația aia, dacă vrei, e insistența cu care spunea și citez aici, prietenul meu Marcel. Adică voia să arate faptul că ea are o relație extrem de bună cu președintele Partidului Social Democrat, ceea ce sunt curioasă care a fost reacția lui Marcel Ciolacu atunci când o vedea pe Gabriela Firea, care insista și spunea prietenul meu, partenerul meu, Marcel. Pentru că știm cu toții, deși afișează ca având o relație extrem de bună și așa, în spatele acestei imagini nu se înțeleg bine, nu au niciun fel de relație, poate doar cea de subordonare premier-ministru, președinte de partid, lider al Partidului Social Democrat. Deci, cu aceste insistențe, de aici ne putem da seama că se agață de ultima speranță că va putea fi susținută de Partidul Social Democrat la alegerile locale de anul viitor. Și am mai spus o chestie importantă, faptul că va candida doar dacă o va susține partidul. Am mai auzit această replică din partea multor politicieni, este doar cerșește cumva susținerea partidului, susținere pe care, din punctul meu de vedere, la cum cunosc Partidul Social Democrat în acest moment, nu o are. Dar până anul viitor mai e mult. Nu uita de Antena 3. Păi da, vine domn profesor, se uită așa peste ochelari la domn Ciolacu. Am și o fată aici, eu, de viitor, o cheamă Gabi, venită așa de viitor. Ar fi bună de primar, pentru că și tu ai nevoie, nu-i așa, ca să vorbești națiunii. Națiunea mea este și națiunea ta. Sau poate să-i pună pe masă o altă variantă pe nume Piedone. Sau alternativa Piedone. Dar nu cred că Gabi Firea, cred că e destul de înșurubată. Piedone are într-adevăr ceva de papion. Da, n-a evadat, dar l-a evadat, pe ghilimele, justiția română. S-ar putea să aibă aura aia, ceva între Zorro și papion. Problema este următoarea, că dacă ei se luptă foarte tare, intră și Piedone și Gabriela Firea, această primărie va fi câștigată din nou de Nicușor Tan. Calculul politic este foarte... Poate fi managerul orașului, managerul capitalei, altul poate fi primarul sau primărița și domn profesor de la Antene poate fi mulțumit că încă o dată a mai pus capac durerii de cap. Nicușor Dan, care, apropo, cum a zis Marcel Ciolacu, Radu, că e inuman și degradant. Și degradant, da. Omul nostru, candidatul născut, Nicușor Dan, candidatul profesionist. Sper că l-ați văzut poza, da? În prosop la mare cu Nicușor Dan, da? Da, e un candidat de meserie, este candidat. Da? Doamna Firea n-a înțeles acest lucru niciodată și acum îi impută lui absolut toate relele, dar îl întreb pe Marcel Ciolacu, n-a fost Gabriela Firea 4 ani primăriță? Am avut apă caldă? N-am avut. Și atunci, de ce îi spune lui Nicușor Dan că este inuman și degradant că n-a adus apă caldă? Doamne, Nicușor Dan București promitea în campanie apă caldă după ce a câștigat primăria capitalei. Într-adevăr, a zis că e o problemă care se va rezolva în mai mulți ani, că nu poți să o rezolvi. Dar voi ați văzut PSD-s cu memorie? Ce mare șmecherie? PSD-s nu au memorie. Da, măi, azi îl iei a doua piele, a treia piele, a șapte piele și da, pleacă duminică la vot și pune vot acolo, că pe ăsta îl cunosc. Dar eu vreau o clasă politică nouă. Dar nu pot să votez, că nu-i cunosc pe ea. Votez și eu cu ăla care îl cunosc, da? Și mai țineți minte cu Ion Iliescu, Soarele Răsare. Asta este un fel de meteodependență față de ăștia. Este un fel de glas, nu știu ce trăie. Scuze, Sabin. Dincolo de ce de viitor, că iată, proiectăm și viitorul Gabrielei Firea, așa, relația cu Marcel Ciolacu. Nu ți se pare? Eu mă uit la prezent. Ba da, sigur, mă simt siderat de ceea ce văd în prezent. Adică n-a trecut, cred că o lună, dacă a trecut de la... S-a întors din vacanță. Așa, a fost într-o... Mi-a spus doamna Firea exact, a trecut 6 săptămâni. 6 săptămâni, deci iată, 6 săptămâni a spus acest lucru. Și așa nerăbdătoare cum o știm pe doamna Firea
în, ca de obicei. După 6 săptămâni s-a gândit să iasă, să iasă într-o emisiune de televiziune și să spună ce planuri are. Să... Dar nici nu s-a stins bine scandalul din Voluntari. Așa, suntem un prin scandal, că mai găsim baziluri de tipul ăsta și pe la Pitești și pe Argeș. E adevărat că acelea nu sunt legate de Gabriela Firea. Da, Gabriela Firea spune nonșalant, domnule, eu n-am nimic, nu mi se reproșează nimic instituțional. Asta apropo, Rudi, de ce ziceam mai devreme, Sabin, cu memoria PSD-știlor. Da. Gabriela Firea se inspiră din două recente situații similare, să spunem, asta cu Piedone și asta cu Robert Turcescu. Deci două situații de oameni care tot așa la un moment dat creduse... Robert Turcescu? Păi aia când s-a denunțat la televizor. Amândoi, și Piedone și Turcescu, au crezut în momentul respectiv că s-au terminat carierele lor. Da? Numai că ulterior, constatând că memoria nu numai a PSD-știlor, dar chiar a poporului român este foarte scurtă și oamenii sunt niște lași și niște mizerabili, au profitat de prostia cetățeanului și s-au întors. Gabriela Firea profită tocmai de această situație. Ea nicio țară occidentală serioasă nu mai avea ce să caute după această aventură. Da, pe mine mă uimește. Șase săptămâni, Radu, măcar o lună și 6 săptămâni dacă stătea. Cu un tupeu fantastic a venit să ne spună aceleași prostii, știind că vorbește în fața unui public împăiat. Un public care nu are nicio personalitate. Un public care asta vrea să audă. Deci este terifiant, bă, cum autoritățile, CNA-ul, toate instituțiile astea stau și se benoclează la niște minciuni în fiecare seară, de 20 de ani, fără să ia niciodată măsuri, numai pentru că așa trebuie. Mai suntem 2-3 care ne zbatem să schimbăm ordinea asta și suntem făcuți albie de porci în toate felurile. Dar măcar noi să vă stăm, bă, în gât. Că nu înțeleg nici chestia asta. N-ai destui lătrăi. Vorba lui Dinescu, în jurul. Nu sunt destui lătrăi, bă. Chiar pe toți vreți să ne aveți exact așa. Aveți toată presa, toți sunt niște mizerabili, da? Uite-mă că mai lătrăm 2-3. Bun, trebuie să ieșim, da. Trebuie nu să înțeleg de ce îi deranjăm. A, aveți în rest toți care să vă aplaude și o să vă aplaude în continuare. Lăsați-ne măcar pe noi să fim corecți. Trebuie să ieșim, te ascultăm de la ora 22, ultima ediție înainte să intri în concediu. Sunt sigur că pregătești ceva spectaculos. Larisa, îți mulțumesc, ne despărțim și de tine la pauză și de Sabin. Rudi, rămâne și pe partea a doua. Ne întoarcem după pauză. Ne-am întors la Talk News, salutări și celor care ni s-au alăturat pe parcurs. Teme importante și interesante și în această oră. Ni s-a alăturat colega noastră, Raluca Alhadar, realizator Prima News. Salutări! Bună! Bună seara! Bună și Ciprian, ziua. Bună seara! Bună seara! Ești obișnuită dimineața. Eu spun, da, cu matinalul. Cu bună dimineața, da. Ciprian Aron, realizator Prima News. Te salut, Ciprian! Și Rudi în continuare alături bună de noi. Din nou, pe tine te-am anunțat și înainte de pauză. Sigur, că rămâi, se așteptau oamenii să te vadă și pe partea a doua. Bun, aș vrea să ne întoarcem puțin la subiectul deficitului și la tensiunile din coaliție, pentru că pare că nu se înțeleg deloc, cum spuneam și în prima parte, pare că nu se înțeleg deloc, ne întrebăm, mai rezistă coaliția, sunt tot mai mulți liberali care cer ieșiri. Știi cum e, it's the beginning of the beautiful friendship, acum este the ending of a beautiful friendship. Exact, nu, dar am zis și astăzi că cu așa prieteni nu prea mai trebuie dușmani, adică sau nu prea mai păi trebuie și opoziție. Proverbul, lasă-i pe dușmani, ajută-mă cu prietenii, exact, știi? Exact. Cum vezi situația asta? Cumva de așteptat. Cumva de mirare că atunci când au interesul să nu se vadă, nu se vede la fel. Dar realitatea nu cred că s-a schimbat de la început până acum. Nu cred că e o noutate, de fapt. Cred că așa sunt ei întotdeauna între ei. Doar că atunci când au interesul ca lucrurile să arate bine coaliția funcțională, tot ce țin supărările pentru ei. Acum e ca o vânzare pe niște vorbe aruncate, scoase în public. Astea au valoare politică în negocierile dintre ei și atunci au cântăresc în valoarea lor în aur, cum se zice. Le scot când au ceva de câștigat. Când au de câștigat să pară bine împreună, toate bune și frumoase, aparent.
Și ce remarcăm, Rudi, și săptămâna trecută, mi se pare că am discutat cu tine, dacă nu mă înșel, la săptămâna asta, de fapt, la Profit discutam și ne întrebam unde e Adrian Căciun în toată situația asta, pentru că toată... Bine, știm, nu mai are nicio responsabilitate. Nu mai are nicio responsabilitate, dar toată lumea, cel puțin componenta liberală a guvernului, toată lumea îl atacă pe Adrian Căciun și ne-am fi așteptat la o reacție măcar. Stați, domnule, că n-am făcut bugetul ăla singur, am primit niște estimări și de la ministerele PNL. Adică măcar o reacție să se apere. Așa știm unde este, este la Ministerul Fondurilor Europene, dar este absent de când a apărut în Parlament și a zis de gaura respectivă, care s-a și mărit de atunci. În martie, nu? Prin martie, de atunci. De atunci tot vorbim de sume tot mai mari. Tot mai mari. Ciprian, mai rezistă coaliția în ritmul ăsta? Ce zici? Și poate pentru că nu au altă alternativă. E un joc al declarațiilor, al mâinilor tari. Fiecare încearcă să profite sau să maximizeze cât se poate electoratul în această perioadă. Mie mi-e simpatic, din plin de leadership-ul PNL, care trebuie să schimbe de la o zi la alta foaia de parcurs. Știți foarte bine că în urmă cu câteva zile domnul Arareș Bogdan vorbea despre faptul că se simte șantajat de Marcel Ciolacu. Pe de altă parte, a revenit astăzi, dacă nu mă înșel, sau aseară, cu o declarație în care vorbea despre faptul că nici pomenală să iasă PNL de la guvernare. Asta după ce niște apropiații ai cercului de putere din care face parte și domnia sa, de că vicepreședintele PNL Florin Roman vorbea ieri de faptul că va ieși de la PNL, ar trebui să iasă de la guvernare în condițiile date. A mai fost o declarație teribilă a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, ieri. El este și vicepreședinte la Guvernul Național al Liberalilor, în care vorbea despre faptul că PNL, asta este opinia lui, ar trebui să plece de la guvernare. A venit astăzi o declarație a colegului său de organizație județeană, Emil Boc, care sigur nu are o calitate executivă, nu e în structura de conducere cu o funcție anume, doar fost președinte al partidului și a spus că nici pomenală, lucrurile trebuie asumate, trebuie angajate, adică o declarație în spiritul și în trendul pe care îl duce Nicolae Ciucă, la fel cum și Rareș Bogdan a revenit cu această declarație. Bine, dar stai că e frumos din Rareș Bogdan să-l cităm exact. A spus: Marcele, nu ești Mihai Viteazu, PNL nu trebuie să se închine în fața ta. Și cu câteva săptămâni înainte, președintele PNL Nicolae Ciucă spunea că, domnule, ministrii liberali trebuie să asculte de premier, chiar dacă premierul în momentul de față este de la Partidul Social Democrat. Adică e o contradicție așa între Rareș Bogdan și Nicolae Ciucă. Te rog, scuze că te-am întrerupt. Asta vreau să spun, e această sarabandă a declarațiilor politice, pentru că am văzut schimbări de optică de la o zi la alta și, repet, au fost doi lideri PNL, doi vicepreședinți PNL, care sunt cam din aceeași zonă de interes politic din PNL, apropiați de Rareș Bogdan, care vorbeau despre faptul că PNL ar trebui să iasă, după care am văzut schimbarea de paradigmă a prin vicepreședintului PNL și a ieșit primarul Clujului, la fel, care vorbește de ceea ce înseamnă asumarea comună a guvernării și de faptul că, sigur că da, sunt elemente pe care trebuie să le angajeze ambele partide. Dincolo, l-am văzut pe... Dincolo, alți miniștri nu vorbesc, pentru că ați identificat și voi foarte corect. Domnul Căciu pare dispărut în misiune. Mă gândesc la celebra serie cu Chuck Norris. Nu știu pe unde o fi Adrian Căciu în această perioadă. De cealaltă parte, l-am văzut și pe fostul vicepremier Sorin Grindeanu, care era foarte vesel ieri într-o vizită de lucru, dar nici pomeneală de rupturi de coaliție. Declarația sa era că e exclusă o ruptură în coaliție, la fel cum și domnul Bode, președintele PNL Sălaș, care era prezent la acea vizită de lucru pe care a avut-o ministrul transporturilor. Lucruri foarte temporizate. Și cine a ieșit la suprafață după luni de zile în care nu mai știam nimic de domnia sa, de fapt nu mai știam nimic de domnia sa din momentul inaugurării podului de la Brăila. Domnul Tudose, la fel spumos ca întotdeauna, cu citate extrem de interesante, aproape licențioase în foarte multe situații, să amenințe PNL cu alegerile anticipate. Fără doar și poate, sunt declarații care temporizează în momentul de față toată această
această stare critică, toată această criză politică, nici pomeneală să iasă unii sau alții de la guvernare. Cum și-ar permite, de pildă, nu știu, un vicepreședinte sau un prim vicepreședinte PNL să vorbească în numele partidului dominat totalmente de președintele Klaus Iohannis? Adică e la mintea cocoșului că n-au nici cea mai mică putere, nu sunt nici pe departe pe persoană fizică acești oameni. Cum nici dincolo, sigur, acolo e un lider și foarte slab în momentul de față la PSD. Trebuie să recunoaștem, Marcel Ciolacu a rămas cam de unul singur și îl mai are pe Sorin Dindeanu, care nu mai face politică, să nu-l supere pe șeful, că s-ar putea să zboare și el din guvern. Și mai apare Mihai Tudose așa din când în când cu diverse tăriuri. Acum nu știu dacă e chiar așa. Oamenii încearcă să-și maximizeze electoratul și ideea de a capitaliza electoratul. În rest, absolut nimic. Bun, acum dacă tot ai menționat de Mihai Tudose, mie mi s-a părut o altă declarație interesantă în care îl atenționa practic pe Nicolae Ciucă: aveți grijă că sunt liberali care vor să vă dea jos din conducerea partidului. Practic îi lua apărarea publicului Nicolae Ciucă și îl atenționa să aibă grijă ce face ca să rămână în vârful partidului. Poftim? Zic, băga bățul prin gard. Exact. Andrei, doar două idei. Te rog. În primul rând, dincolo de persoane și de coaliție, situația e foarte complicată bugetar și e un moment dificil. Dar cine e principalul vinovat? Tu pe cine Eu am mai spus-o, eu îl văd principal vinovat pe fostul ministru al finanțelor Adrian Căciu. Dacă ești măcar o fărâmă profesionist, nu-ți permis să faci un buget de... Indiferent ce estimări ai primit de la ministere. Indiferent ce spun ministerele, ai... Plus că și ANAF la vremea respectivă, îți reamintesc că a tras atenția. Dom'le, noi nu putem să colectăm da. Cât... Și a confirmat ieri, hai să luăm un arbitru, să spunem neutru, luăm pe guvernatorul Sărescu. El a fost întrebat chiar de un coleg de la Profit.ro care e problema bugetului. Sunt mai multe, sigur, dar Mugurii Sărescu a spus că nu s-a luat în calcul scăderea inflației și de aici și marile probleme sau unele dintre marile probleme pe venituri. Ori scăderea inflației era cunoscută, adică nu poți să te aștepți, nu te puteai aștepta în 2023 că vei avea aceeași inflație ca în 2022. Toate prognozele arătau acest lucru. Deci, repet, dacă erai un semiprofesionist, ca să zic așa, tot trebuia să faci un buget. Da, mi-amintesc eu greșit, sau înainte să fie ministru de finanțe, Adrian Căciu era prezent peste tot, era analistul economic invitat peste favorit, adică al unor televiziuni. Da, nici nu mai contează ce a fost, unde a fost. Adică atunci părea profesionistul pe care îl descriai mai devreme. Sigur, e mai simplu să fii analist economic, mai ales susțin și cu anumită viziune. S-a dovedit că, în opinia mea, acum, și faptul că nu spune nimic, adică ne confirmă deocamdată. Dacă ar veni cu niște argumente să spună, domnule, uite, am gândit în felul acesta și acesta, poate am mai înțelege ceva sau i-am acordat o anumită prezumție de profesionalist. Dar așa, nu, asta e opinia mea. Deci, unul, situația este complicată. Doi, se dovedește încă o dată că dacă o coaliție, indiferent care este ea sau un partid, nu se apucă să facă un tip de reforme sau de responsabilitate, să aibă imediat după alegeri, lucrurile se pot deconta în preajma alegerilor, dacă considerăm, iată că anul acesta este foarte aproape de alegeri și acum sunt forțați să facă aceste schimbări, aceste probleme bugetare, pentru că îl citesc din nou pe Mugurii Sărescu, dacă nu fac lucrul acesta, corecția, că s-a spus că vine femei, spunea Sărescu aseară, până la femei ne corectează piața. Adică cursul de schimb, dobânzile, lichiditatea, mai pe românește înseamnă așa, dacă nu facem aceste ajustări bugetare, s-ar putea ca acest curs de schimb, care acum este în preajma lui 5 lei pentru un euro, să urce și mai repede decât să urce, să nu dăm cifre, că o să greșim cu cifre, dar nu știm, poate să urce destul de repede și destul de mult. Dacă nu facem aceste lucruri, investitorii de pe piețele internaționale unde România iese să se împrumute, o să considere că nu suntem serioși. Și atunci dobânda crește ca atare. Dacă nu facem aceste lucruri, Comisia Europeană o să ia notă și vom vedea care va fi reacția, nu? Și în fine, dacă nu facem aceste lucruri, ne putem aștepta ca unii dintre investitorii, să numim așa, cu bani fierbinți, adică care își plasează banii în România
pe curs, pe dobânzi, pe, în diverse fonduri de investiții, să-și mai retragă o parte din bani. Și toată joaca asta de a modificarea codului fiscal, că aici încă nu știm dacă se va modifica, cum se va modifica, oricum schimb regulile în timpul jocului. Investitorii nu sunt atenți și la asta. Adică eu dacă aș avea o companie străină, da, aș avea o companie din altă țară și aș vrea să-mi plasez finanțele în România, aș fi destul de atent la lucrurile astea. Dom'le, n-ai cum să-mi schimbi în timpul anului, după ce mi-am făcut un buget, mi-am făcut un plan de investiții, să-mi schimb impozite, să-mi schimb... Nu monopolizez, dar doar o idee că m-ai întrebat. Sigur că dacă sunt atenți, dar ei încă așteaptă, adică vor să vadă până la urmă decizia finală, nu se grăbe. Și am mai văzut cazuri, să fim realiști. Giorgia Meloni acum două zile a anunțat că suprataxează profiturile băncilor cu 4%. A fost o nebunie, au căzut băncile pe bursă, a revenit, a mai explicat un pic că nu e 4% să fie, ci o diferență, în fine. Deci, investitorii, să zicem, sunt obișnuiți, dar problema e când iei o decizie, trebuie să vezi care e amplitudinea deciziei și dacă te ții de ea. Deci asta așteaptă acum, să vadă de fapt care, ce vor să facă, ce vrea să facă Guvernul României. Și mai încă o chestiune, agențiile de rating, adică nu omitem faptul că în toamnă avem din nou niște calificative. Statele Unite au căzut la rating, adică exact, de ce n-ar coborî România? Și problema este cu predictibilitatea, nu? Credibilitate, predictibilitate, uite poezia, dar până la poezie este o mare problemă, pentru că orice agent economic are nevoie să știe ce se întâmplă în următoarea lună. De-aia e și prevederea asta cu 6 luni minim, pe care nu o respectăm niciodată, până schimb niște reguli în timpul jocului sau după un termen. Minimum 6 luni trebuie să fie termenul ăsta. Și noi am vorbit în prima fază de modificări implementate la 1 septembrie. Exclus acum, spune toată lumea. Dar l-au mutat cu doar o lună mai târziu. 1 octombrie discutăm acum. Și 1 ianuarie, dacă este, tot e prea scurt, că tot e sub 6 luni. Da. Presiunea e mare, presiunea e mare, deci poate mai e ceva un aspect, chiar Larisa ne spunea zilele trecute, politicienii ar prefera să nu facă modificările astea acum, înainte de alegeri. Și este contradicția, economic nu se poate, pentru că deficitul e mare și e tot mai mare. Politic nu le convine să facă asta și pentru că noi suntem ca școlarii scoși la tablă, ne gândim doar ce o să zică Uniunea Europeană despre noi și cum să facem să dăm bine acolo, nu cum să facem să reparăm lucrurile pe care le tot stricăm. Acum, tot timpul ăsta, de o lună de zile de când vorbim de situația, de fapt mai mult, de prin martie tot vorbim de deficit, de când a ieșit Adrian Căciu, am tot discutat cu politicieni. Acum s-a schimbat puțin narativul, cel puțin din partea Partidului Social Democrat. Dau vina pe USR și pe PNR că evident au introdus în PNRR deficitul de 4,4%. De-aia e pisica nouă, vieți, că tot zboară de la unul la altul, exact, săraca. Exact. Rudi, e bine că a fost introdus deficitul de 4,4% în PNRR, adică că ne fixe... Eu nu știu de acest deficit să fie în PNRR. Avem un buget. Ei, așa zic. Nu l-am văzut. O să mai mă uit odată, dar repet, nu văd, n-am văzut. Asta de 4,4 la care ne raportăm, da. Chiar azi vorbeam cu invitații că nu o să fie, știe toată lumea deja și autoritățile recunosc. Ideal ar fi să ne păstrăm așa la un 5,5-5,6. Se pare că autoritățile europene ar accepta asta, având în vedere situația și gravă de la graniță și toate bulversările din ultimele luni. Dar în același timp, riscul este să nu cumva să sărim peste acest 5,5. Dacă rămânem undeva aici, încă mai este bine. Problema este că e posibil ca, dacă nu facem nimic, să trecem mult spre 6 și chiar și 7. Da, m-au zis poșmeniștii de finanță. Încă se consideră că mai este bine, scuze-mă, Andrei, pentru că se consideră că avem o consolidare fiscală, o reducere de deficit. Am trecut, am avut 6,2 deficitul. Dacă ne-am duce la un... Noi speram undeva la un 5, așa era ideea, dar se pare că nu reușim un 5. Probabil că o să încerce să o regleze din hârtii, cum facem de obicei, cu jocul pe lunile de final de an, dar ideea este că realitatea oricum o să vină peste noi, că facem acum niște hârtii să dea cât de cât bine în fața autorităților de la Bruxelles pentru decembrie sau început de an, e una, dar toate problemele din economie vor duce la efecte reale în economie. Taxele astea majorate care vor scoate afaceri din piață vor lăsa oameni pe drumuri, adică salarii neplătite, taxe neplătite, teoretic anticipate, practic pe care nu o să le mai vadă, șomaj și multe alte, inclusiv drame. Da, da, da. Doar o precizare cu 4-4, scuză-mă, Raluca, și anume, acel 4-4 e inclus, din câte știu, într-o foaie de parcurs pe care ne-am asumat-o cu Comisia Europeană, pentru că suntem sub procedura de deficit excesiv. Exact. Trebuie să facem 4-4 anul acesta. Și asta nu de ieri, de azi. Adică nu, e vorba de 2 ani de zile. Noi se dau niște raportări și niște asumări pe care guvernele le fac.
De acolo știu că vine acel 4x4, iar anul viitor ar fi trebuit pe acea foaie de parcurs să ne ducem sub 3%. Sigur că acum e imposibil, adică dacă facem anul acesta 5,5, anul viitor vom fi undeva în zona de 4. Vă dați seama ce se întâmplă, ce o să vedem în 2025, după ce se încheie cele 4 runde de alegeri, ce o să vină, ce tăvălug o să vină peste noi? După 2024? Da, dar majoritatea analiștilor au zis asta, că în 2025 va fi o notă de plată. Bumerangul vine, că locolești odată, că nu te uiți la el, dar până la urmă și dacă nu te uiți, tot peste ceafă vine și tot vine. Bun, Ciprian, ca să concluzionăm subiectul acesta, te rog. Aș vrea doar să mai fac o completare. Am analizat în emisiune de-a lungul timpului cu profesor de economie de la Universitatea Babeș-Bolyai, care vorbeau că decontul va veni chiar din această toamnă, posibil iarnă, adică s-ar putea să ne așteptăm la niște costuri pe care să plătim factura începând din acest an. Ei sunt foarte convinși și au acolo o platformă în care inventariază foarte, foarte atent tot ceea ce înseamnă mers al acestor măsuri care s-au luat de-a lungul timpului. Au făcut și studii de-a lungul vremii, au făcut și de impactul pandemiei. Sunt foarte aplicați pe temele astea și spun că de contul s-ar putea să înceapă chiar în toamna, iarna acestui an. Pe de altă parte, aș remarca un lucru. Ieri am stat de vorbă cu trei primari din țară, cu primarul Toma de la Buzău, cu primarul Cleșa de la Alba Iulia și cu primarul Antal de la Sfântul Gheorghe. Și mi-am întrebat la final, apropo de ordonanța care ar trebui să privească inclusiv măsuri de reduceri în capitole de cheltuieli bugetare, iar primarul municipiului Sfântul Gheorghe a precizat foarte clar că dacă această ordonanță va fi adoptată de guvern, UDMR va ataca la Curtea Constituțională ordonanța respectivă. Pe care de consecință e foarte probabil să avem un traseu extrem de lung și de sinuos când vine vorba de a fi puse în aplicare aceste măsuri, pentru că un partid politic printr-un lider al său a precizat foarte clar, UDMR va ataca la Curtea Constituțională. Juriștilor spun că sunt câteva elemente pe care ei l-au identificat ca fiind neconstituționale în ordonanța despre care se vorbește. Pe de altă parte, l-am ascultat pe lui din prima oră, în care vorbea atât de Emmanuel Macron și mi se pare absolut sugestivă imaginea. Ce bine ar fi fost, de pildă, ca oamenii ăștia să nu mai poată candida în 2024. Pentru că atunci, probabil că ar fi avut tupeul, curajul și tupeul cel mai bun în sens al cuvântului să facă toate aceste reforme de care vorbea și Mucu Isărescu în mesajul pe care l-a transmis. Chiar cred, la un moment dat, Pina Antonescu vorbea despre faptul că dacă va candida la președinția României, o va face doar pentru un singur mandat de 5 ani, în care să facă, nu știu, tot ce poate ca exercițiu democratic și constituțional, tocmai pentru a nu mai avea apăsarea unui nou mandat și a juca în termen electoral. Sigur, era o declarație frumoasă la vremea respectivă, dar mă gândesc ce bine ar fi să fie așa, adică să avem perspectiva, nu știu, unui singur mandat și mandatul a face tot ce poți într-un exercițiu care măcar să rămâi cumva în istoria și în memoria recentă. Aș mai spune un singur lucru. Și pe faci și lucrurile nepopulare, nu doar pe cele populare. Exact. Că asta e, despre asta e vorba, nu? Bun. Exact. Și tocmai în ideea asta m-aș bucura, repet, să avem astfel de mandate. Oamenii ăștia să știe au 4 ani și pe urmă nu se mai pot întoarce. Pentru că altfel suntem în această cheie electorală și, repet, ceea ce anunța UDMR ieri, e posibil să ducă, să prelungească acest proces tehnic. Aș mai spune un singur lucru, pentru că m-am uitat și la valența politică, apropo de coaliția care se ceartă. Nu cred că cei din PNL vor ieși de la guvernare, pentru că au acest minister important, condus de Adrian Veștea, Ministerul Dezvoltării. Dacă PNL pleacă în momentul de față și am avut discuții chiar cu oameni din, hai să spunem, eșalonul secund al leadership-ului lor, sunt primari care le spun că ar putea să candideze chiar din partea AUR, pentru că au mai mari șanse să-și recâștige mandatul. Adică e o presiune fantastică pe Partidul Național Liberal și nu cred că vor pleca. Adică nu cred că au scos UDMR de la guvernare ca să aibă Ministerul Dezvoltării pentru a pleca după o lună și ceva. Bun, Ciprian, dacă tot ai menționat de Curtea Constituțională și de tensiunile din coaliție,
Ei bine, subiectul acesta al deficitului nu e nici de departe singurul subiect de ceartă dintre cele două partide. Vedem un ping-pong adevărat și pe pensiile speciale, da? Între Ministerul Muncii, Ministerul Justiției. PNL spune că Ministerul Justiției, da, trebuie să participe, dar Ministerul Muncii ar trebui să vină cu modificările respective. De partea cealaltă, PSD spune că așteaptă amendamente de la Alina Gorghiu, de la Ministrul Justiției. Iată altă zonă de tensiuni. Iată că totuși e parțial neconstituțională, însă cine a citit raportul respectiv de la Curtea Constituțională scrie că sunt mai multe lucruri acolo neconstituționale, nu doar zona asta a magistraților. De exemplu, un alt lucru interesant sunt de ce nu se elimină toate în același timp, toate pensiile speciale în același timp, de ce unii mai devreme, alții peste 20 de ani. Adică sunt mai multe elemente acolo, asta unu. Doi la mână, a ieșit zona asta de neconstituționalitate cu magistrații, dar trebuie să ne amintim cine a atacat la Curtea Constituțională. Este în alta curte de casație și justiție. Nu se poate crea un precedent. Ok, rezolvăm, modificăm astfel încât să fie constituțională partea asta cu magistrații. Dar deja sunt foști parlamentari care au spus că vor ataca de asemenea la Curtea Constituțională. Și pare că intrăm într-un circuit așa fără sfârșit și nu o să mai scăpăm niciodată de pensiile astea speciale. Și întrebarea care se pune: ce alegem? Pensiile pentru special sau banii pentru toată lumea, respectiv banii din PNRR? Te rog, Ciprian. Eu cred că vor încerca să negocieze, dacă se poate negocia ceva în direcția asta. Nu cred că vor avea curajul să meargă cu reforma pensiilor foarte departe. Pentru că, mi-aduc aminte, erau foarte mulți comentatori și cei din opoziție, cei de la USR, vorbeau despre faptul că maniera în care au adoptat acel proiect de lege a fost tocmai ca să pice la Curtea Constituțională. Și cel puțin asta era și impresia la vremea respectivă. Asta cred că va fi și situația ulterioară. Pentru că, așa cum ai remarcat, de pildă mi-a plăcut tare mult când Marcel Ciolacu pasa responsabilitatea în curtea Alinei Gorghiu. Alina Gorghiu spunea că noi avem... O pasa pe Facebook, atenție! Pe Facebook pasau responsabilitatea de la unii la alții pe Facebook. Exact. Asta e mai interesant. Exact, adică nici măcar un telefon instituțional între cele... Asta nu știm, poate a existat, dar cum... Poate. Da, poate a existat. Dar asta vreau să spun. Eu cred foarte tare că ei vor risca să piardă banii din Planul Național de Redresare și Reziliență decât să intervină direct în această materie. Probabil se așteaptă că vor negocia, vor dezbate probabil cu cei de la comisie. Nu știu ce ar putea să găsească, ce înțelegere ar putea să găsească acolo. Discuțiile sunt legate foarte mult de contextul pe care îl trăim cu toții și de tot ceea ce înseamnă extrema dreaptă și evoluția destul de mare a partidelor populiste în întreaga Europa, și atunci să existe o astfel de atenție din partea Comisiei, pentru că am văzut recent și un schimb de replici între liderul de la Budapesta și fostul președinte al Parlamentului European, Martin Scholz. Adică lucrurile se accentuează destul de tare când vine vorba de falia asta destul de sensibilă a democrației în Europa. Probabil că pe asta pariază, nu-mi dau seama altfel, guvernanții de la București, dar nu cred că vor rezolva această chestiune. Deci, nu e specialist în materie, dar înțeleg că noi avem acei 6 miliarde care ar putea fi folosiți, utilizați fără niciun fel de procedură prealabilă, sau nu sunt bani care merg pe același traseu ca cei din fondurile europene consacrate. Cu toate astea, banii sunt în continuare la PNR, nu sunt folosiți, nu sunt angajați în investiții sau în lucrări. Pare că cei de la București nu sunt învățați, nu știu, cu banii ăștia, cu genul ăsta de abordare, și o să rămânem și o să dăm vina pe greaua moștenire pe care o invocat și Alca mai devreme. Adică se va arunca responsabilitatea din altă parte. Ca să conghid, nu cred că se vor rezolva problema acelor pensii, acelor categorii. Nu, da, mi se pare incredibil că noi atingem sau ne propunem să atingem doar jaloanele care ne convin. Dacă scrie în PNRR să înființăm peste noapte vreo agenție sau ceva, facem imediat demersurile necesare, astfel încât, bine, că și aici e o discuție largă cu AMEPIP, agenția respectivă, acea agenție mamut, așa cum a numit-o presa, că de
fapt în PNRR nu scrie nimic despre o nouă agenție, însă puterea vorbește despre asta. Poți să ce simți? Scăpăm vreodată de pensiile astea speciale? Chiar astăzi vorbeam cu invitații la maratonul pe care l-am avut la Profit, impactul fiscalității în economie, și ideea era că, pe de o parte, acum sunt două vâltori și în spațiu privat și în zona administrativă. Am văzut greva de la spontană de la finanțe de astăzi, care s-a dus imediat în toată țara. Noi nu facem ceea ce trebuie, ce e sănătos să facem. Noi facem doar lucrurile care ne convin. Exact cum spuneai și tu, ne convin în sensul că convin unor oameni care au avantajele respective. După ei potopul. Adică nu contează că se duce țara de râpă, nu contează dacă cresc taxele, câți oameni își pierd afacerile, pentru că micile afaceri țin familii întregi. Și odată ce ai luat de 3 sau de 5 ori mai mult impozit dintr-o sumă care nu e atât de mică, da, nu e atât de mare tocmai, adică trăiești o familie și când îi bulversezi impozitul cu 30%, 50% sau 100%, evident că oamenii nu mai pot funcționa. Și atunci, dacă ai un angajat 2-3 din familie, fă socoteala. Câte business-uri, câți oameni rămân pe drumuri. Adică totul este în cascadă, bulgărele de zăpadă. Deci, și nu înțeleg de ce nimeni nu face... Nu sunt optimistă, pentru că am văzut exact aceeași discuție. Am auzit și eu. A fost făcută o lege special ca să fie picată. Cum poate să fie o lege și constituțională și în același timp să aibă și bucățele neconstituționale? Tu ce înțelegi din asta? Sau păi orice om? Ca să nu mai zic că există un Consiliu Legislativ care dă niște avize, adică sunt mai mulți pași. Chiar dacă multe dintre avizele... Noi toate legile le facem cu portițe, nu? Da, așa este. Dacă tot ai menționat de proteste, vreau doar să citesc puțin din reacția lui Marcel Boloș, ce le transmite angajaților care protestau. Lăsați-mă să lupt pentru salariile dumneavoastră, că acolo câștigați mai mult. Dacă facem această egalizare de coeficient, salariile cresc între 15 și 25%. Iată că vorbim și de creșteri, nu doar despre tăieri. Vorbea acum strict de ei sau se referea la legea salarii unitare. Știu, acum e o întrebare retorică. Sau la legea salarizării unitare, probabil la acea lege pe pentru care nu reușim să facem jaloanele. Da? Deci avem întârziere pe jalonul 2 cu salariile, pe jalonul 3 cu pensiile. Îți amintesc că spunea Marius Budăi, înainte să explodeze buba aia zilelor, spunea, dom'le, pe 15 august, parcă, sau iulie, nu știu, ori 15 iulie, ori 15 august, vom da un draft pentru legea salarizării. Iată că deja ajungem la... A, nu! În august trebuia deja să ajungă în Parlament, să fie... Să intre curând în vigoare. Asta era promisiunea pentru profesori. În septembrie. Să ține minte că profesorii au spus, nu am închis greva, am amânat-o, vom reveni dacă nu ne sunt îndeplinite cerințele, și au dreptate. Da, la 15 iulie era termenul. Să vedem un draft, ce se întâmplă la începutul anului școlar și cu profesori. Dar pentru că ei sunt în așteptare. Dacă ascultăm noul ministru al muncii, pare că suntem pregătiți pentru orice. Și în cazul azilelor, am tăiat în carne vie până super, pe 31. Super, am făcut controle și după controle mai descoperim Târgu Mureș, descoperim Argeș. Păi da, dar asta se întâmplă când sunt controle anunțate. Am tăiat în carne vie, da, în carne vie a bătrânilor am tăiat. Asta e când sunt controle anunțate, adică am zis și am remarcat chestia asta încă din prima zi. Nu poți să vii să anunți un control, dacă vrei să îl prinzi pe unul cu o neregulă, te duci în opinant acolo, nu te duci, stai că s-ar putea să venim pe la tine în vizită. Păi nu închide camera de la subsol. Să închidă, să pună lacătul pe cameră, să... Bun. Rudi, te rog, Comisia Europeană, că vorbim de zona asta pensiilor speciale, am mai abordat subiectul ăsta în emisiuni și zilele trecute și pe toți membrii puterii pe care am întrebat au zis, domne, când o să ajungem în Parlament, suntem pregătiți, avem modificările, avem tot ce trebuie. După care vine Nicolae Ciucă cu o declarație și spune, domne, când vor fi amendamentele, le vom negocia cu Comisia Europeană astfel încât să fie în regulă și de-abia după aceea vom face sesiunea extraordinară. Și bineînțeles că nici aici nu mai înțelegem nimic. Suntem pregătiți. Lasă că acum negociem cu Comisia Europeană, jaloanele din PNRR, ne spunea colegul de la Profit, Marius Soncu, astăzi tot la maratonul nostru despre fiscalitate, că ministrul Boloș se pregătește să meargă la Bruxelles cu proiectele discutate pe creșterea taxelor și alte proiecte. Și să vedem cu ce o să vină, pentru că am văzut oficialitățile nu mai vor să declare nimic până când nu se face anunț oficial cu hotărârile stabilite. Da. Dar până atunci, vorba invitațiilor. De 3 zile toți invitații, indiferent de domeniu, spun că vorbim discuții. Și așa este.
Da, bine, și acum domnul Boloș a mai fost de câteva ori pe la Comisia Europeană și nu știm nici în ziua de azi concluziile. A fost, vă reamintesc, cu Marius Budăi să renegocieze celebrul procent de 9,4% exact. Care nu înțeleg de ce trebuie renegociat, având în vedere că pensiile în momentul de față sunt undeva la 7%. PIB-ul o să mai crească. Plus că mai e o chestie, spun cei de la PSD, domnule, pe 50 de ani nu mai putem crește pensie. Păi nu, PNRR până la urmă e până în 2026, adică hai să vedem puțin ce scrie în PNRR. Sunt tot felul de petarde așa aruncate în spațiu public. Nu știu de unde să încep. Și de liberali, ca să nu înțeleagă cineva. În primul rând, spune că nu Comisia Europeană decide în ultimă instanță, adică din toate aceste negocieri pe care le avem, nu Comisia va decide, ci România sau Guvernul României. Dialogul e legat de, pentru că spunea Luca, pe bună dreptate că mergem să discutăm cu Comisia, dialogul va, cred că trebuie să arate impactul pe care îl estimează guvernul pentru aceste măsuri. Adică trebuie să demonstrăm sau să arătăm că impactul va fi spre un 5. Da, iartă-mă că te întrerup. Sau, asta cu impactul o întreb aproape obsesiv de când se discută. Și n-ai niciun răspuns. Nimeni nu știe. Păi, despre ce măsuri vorbim dacă voi n-ați făcut un studiu? Exact. Veniți cu niște idei fără să știți cu ce efect. Da, doar că la Comisia Europeană lucrurile vor fi mai complicate, că oamenii vor vrea, vor fi și tehnicieni și vor vrea să vadă niște cifre și efectele care... Și vor trebui să facă până la urmă acest lucru, probabil până pe 20 august, să sperăm, să fie și credibil. Bun. O să fie sărbătoare, vezi că mai scădem din zilele de lucru. Da, sărbătoare, proteste ale finanțelor. Da, în fine, s-au găsit 2-3 specialiști acolo care să facă impactul ăsta, mă gândesc. Nu, da, ai remarcat foarte bine și am remarcat de mai multe ori, nu doar eu, nu doar tu, am văzut la Prima News că am remarcat cam toți treaba asta. Noi venim, anunțăm niște măsuri. Fără și când sunt cifră. Întrebați, domne, dar impactul măsuri, îți amintesc greva profesorilor, când s-au același dus profesorii lucru. Acolo și le promiteau niște majorări fără să aibă niște cifre, niște cifre de impact. Te rog, Rudi, da. Pe de altă parte, eu cred că din povestea cu pensiile speciale, cred că am mai spus-o, rămân la această părere, Comisia va fi înțelegătoare. Am văzut situații mult mai grave în Polonia și în Ungaria, în care nu s-au tăiat fonduri europene. Iar guvernul României, hai să luăm și altfel, mizează și pe acest lucru și, pe de altă parte, are o scuză. Dom'le, noi avem un tip de lege, l-am trecut prin Parlament, avem Curtea Constituțională, avem aceste amendamente. Nicio problemă. Să ridice toate salariile ca să fie proporționale și corecte, echitabile cu ceea ce se întâmplă la pensionare cu acești oameni. Să nu mai fie o discrepanță atât de mare, pentru că unii oameni au într-adevăr un drept garantat printr-o lege care a fost votată, da, ok, nu merge retroactivitate, e un principiu corect. Da, lasă-i și pe ceilalți să trăiască și să trăiască din munca lor, că nu trebuie să cerșești. Pe toate, da. Adică exact. Asta, știm că bugetar e imposibil, dar sigur că poți fi îndreptățit să spui și lucrul acesta. Deci cred că va fi un pic de înțelegere din partea Comisiei vis-a-vis de aceea. Ceea ce trecea în revistă Raluca mai devreme, însă mă pune pe gânduri că a făcut așa. Ce se va vedea în buget? Creșterea salariilor profesorilor, această poveste care va fi iarăși foarte complicată cu legea de salarizare unitară. Fiecare categorie va începe să fie prin lobby-uri specifice, să meargă prin, pe la partide, să spună că ei vor să fie mai sus, fie prin greve spontane sau nu, fie prin proteste. Păi prin greve. Stai toți să vezi ce urmează în sănătate. Salariul medicilor exact. Este format foarte mult. Pentru că atunci profesorii au anunțat salariul, sănătatea, au anunțat exact. Polițiștii, unii după asta. Alții. Și dar acum doctorii... mie că vin în toamnă tot împreună. Exact. Nu, dar doctorii au niște venituri, să spunem, decente în momentul de față, dar sunt formate și din sporuri. Ei au spus că vor limita sporurile undeva la 20%. Păi dacă le-ai tăiat sporurile la 20%, o să le scadă veniturile. Atunci trebuie să vii să le dai mai mulți bani, pe care nu-i avem aparent. Adică o să fie... Exact. Deci vă aduceți aminte, în urmă cu, cred că, cam 10 ani când s-a discutat această prima dată, când a intrat în vigoare această lege a salarizării unitare, a durat și acolo vreo 2 ani până s-au înțeles care categorie e mai sus, care sunt procentele pe care le dăm, după care sigur că nu s-au mai aplicat la nivelul... Dar nici atunci n-am explicat de ce e o categorie
categorie mai sus, de ce nu, mai jos. Exact. Și atunci guvernul e într-o situație aproape imposibilă sau extrem de complicată. Pe de o parte să negocieze și pensii speciale, mă rog, tăieri de pensii sau schimbări de pensii speciale și salarizarea unitară și problemele curente și deficitul. Dacă ne uităm așa de sus și ne uităm la toate astea, pe toate palierele blocaj, ce urmează dacă e să ne uităm mai departe și nu facem nimic, nu? Cam când niște îndatorări și mai mari, cât de mari, când vom vorbi de falimentul statului? Pentru că dacă nu facem nimic și tradiția este să nu facem schimbări care să aducă sănătate economică, atunci, nu știu, în 10, 15, 20 de ani o să negociem cu nemții ca bulgarii sau mai repede dacă nu facem chiar nimic, dar ceva se va face. Adică, pentru că noi numai anul ăsta am vorbit de la deficit suplimentar. Bine, 20, 30... Un optimist prin definiție. Nu, dar nu ne va lăsa nici comisia, adică eu mă refer că va fi comisia înțelegătoare în raport de pensiile speciale. Cred că comisia va avea înțelepciunea să spună, domnule, hai să ne uităm doar la deficit sau cu precădere la deficit. Hai să discutăm numai despre deficit. Ori dacă tu spui că faci 5,5 și te duci în 6 sau 6,5, e un prim semnal. Dacă și anul viitor, în loc să faci 4,4, vei face... Asta de deficit. Dar legat de PNRR, uite un alt punct de vedere. Sunt date publice pe site-ul guvernului în care ei și-au asumat că vom pierde o parte din banii de anul ăsta. Adică, la nivel declarativ, spunem, nu trebuie să ratăm niciun jalon. Dar tot ei spun că anumite jaloane fie vor fi întârziate, fie nu vom mai atrage banii ăia. Și ți-amintesc că am discutat la un moment dat cu Florin Câțu, care era premier în vremea în care s-a scris PNRR-ul și venea cu o prognoză foarte, foarte pesimistă. Spunea că o să rămânem cu două tranșe, dacă luăm și tranșa a doua în totalitate. Eu iau șablonul sau situația istorică de la fondurile europene clasice. Acolo undeva eram în anii respectivi, eram undeva la un 67%. Nu văd de ce acum am fi mai mult decât un 60-70%. Și încă 60-70% pare bine, dacă e să mai aud pe unii dintre specialiști spun că o să luăm mai puțin. Eu cred că v-am mai povestit asta, dar acum vreo, nu știu, când începuseră fondurile europene și abia aderaserăm, m-a marcat o chestie. Era vorba de dotarea zonelor din instanțe, probabil calculatoare, dacă mi-amintesc bine, și ideea era că primeam niște fonduri gratis, nereturnate, nu trebuia să contribuim cu nicio sumă și nu am absorbit acele fonduri, pur și simplu nu am luat niște bani gratis, uite, poftim, ia-ți calculatoare, dotează-ți toate instanțele și am plătit și amendă. Deci asta mi s-a părut. Am plătit amendă pentru că nu am luat banii pe care îi primeam gratis, fără nicio... Da. Cu o țintă clară să digitalizăm instanțele și probabil că aici erau alte interese sau pură prostie. Nu am explicație, mi s-a părut absurd. Nu doar că nu ai luat bani, ai plătit amendă că nu ai luat niște bani gratis. Da. Asta cred că ne definește. Și alt lucru, uite, vorbeam săptămânile trecute când a luat foc transformatorul respectiv la Nou-Nouț, pe o instalație electrică veche. Chiar ministru Rafila a declarat la un moment dat că avem spitale foarte vechi. Și trebuia, domnule, de ce nu renovăm? Și tot puterea spunea, domnule, ne apucăm să atragem fonduri europene. Fraților, suntem din 2007 în Uniunea Europeană. Ne-am apucat de niște ani și tot nu facem. Trebuia să ne apucăm de niște ani să facem lucrurile acestea. Dar doar o singură idee și las pe Ciprian. Întâmplarea săptămânii mie mi se pare următoare, apropo de cum funcționează România și cum funcționează statul. O ușă de la un tren a căzut. A, da, și acum se ceartă CFR-ul. De bine, ori CFR-ul e călător, ori CFR-ul e infrastructură. Așa e și la zile, așa e și la fonduri europene, peste tot unde mergem, nu știm cine devine, cine a dărâmat ușa, infrastructura. Ca să găsești repede vinovatul, trebuia să cadă și un om împreună cu ușa respectivă și atunci ieșea domnul Ciolacu și zicea, am tăiat în carne vie. Bun, Ciprian, te rog, pensiile speciale, concluzionează subiectul acesta, te rog, oferă-ne o concluzie și în ultimele minute aș vrea să vorbim și de azile, te rog. Eu aș mai spune doar, așa cum am mai spus și în intervenția trecută,
Nu cred că se va întâmpla ceva major. Probabil că vor încerca să negocieze, vor încerca să găsească păsuire de la cei din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, voi vorbeați de toate lucrurile astea care nu se întâmplă. Ieri am discutat despre reforma administrativ-teritorială și am aflat dintr-o analiză pe care am găsit-o și eu documentând de emisiunea că 96% din lucrurile localități nu se susțin singure. Au nevoie de echilibrare de la bugetul de stat. Sigur, aici sunt mai multe discuții, că probabil că ar trebui ca mai mulți bani să rămână în comunitate din taxele care sunt percepute și sunt livrate din teritoriu către bugetul central. Dar oricum, avem 40 de municipii care nu mai respectă statutul de municipiu, adică sunt sub acea cută de populație, 40 de orașe la fel. Avem localități care nu mai produc. E o localitate, Godeanu din Mehedinți, de pildă, care are venituri proprii de vreo 10.000 de euro în condițiile în care cheltuielile sunt de vreo 6 ori mai mari. Ca atare, lucrurile intră într-o turnură de asta în care nu mai ai ce să faci. Cazul de la Uzicieni e cât se poate de grăitor, pentru că n-aveau acolo, nu știu, medic specialist, n-au vrut să-și asume, a născut sărmana femeie pe trotuar în fața spitalului, undeva va pușca. Și am mai spus și săptămâna trecută, apropo de faptul că România se va salva pe bucăți. Probabil că vor fi oameni care își vor asuma curajos așa. Acum, chiar nu vreau să repet cazul, dar ce s-a întâmplat la Consiliul Județean Bihor e un exemplu. Da, da, da. Unii vorbiți săptămâna trecută. Au fost desfințate instituții, entități, structuri, alții au câștigat procesele, alții le-au pierdut, s-a mers mai departe. Probabil că vor fi mulți administratori în țara asta care vor încerca să facă așa și probabil că presiunea de undeva de jos va trebui să vină. Mie mi se pare absolut incredibil cum majoritatea primarilor și a primarilor de mari municipii și de orașe și chiar a președinților de consilii județene vorbesc despre nevoia asta acută de reforma administrației, de reforma administrativ-teritorială. Ei sunt lideri politici zonali. Ei pun pe liste parlamentarii. Nu înțeleg cum nu reușesc să pună presiune pe guvern să opereze toate schimbările astea. Nu mai vorbesc de faptul că nu înțeleg cum președintele care a fost primar și înțelege atât de bine administrația, sau ar trebui să înțeleagă atât de bine administrația publică, nu a reușit. Mă gândesc și la Emil Boc, a fost premier. E adevărat, a pus în vremea respectivă pe agenda regionalizarea, organizarea administrativă teritorială. Dar a fost așa mai mult ca o dezbatere. A venit apoi USL cu domnul Dragnea, care era vicepremier la vremea respectivă și a făcut o comisie, s-a tot plimbat prin țară să inventarieze propuneri pentru reforma administrativă. Proiectul respectiv a fost trântit la Curtea Constituțională. Mi se pare, și el era președinte de DCJ, adică venea din administrația publică. Dar l-ai ascultat pe Adrian Veștea? L-ai ascultat pe Adrian Veștea despre regionalizare și a spus e greu să regionalizăm, că va fi mai greu de administrat, de gestionat și așa mai departe, însă 41 de județe, adică mi se pare... Nu, am văzut o declarație, scuză-mă, Ciprian, a lui Adrian Veștea, care m-a lămurit. Până în alegeri nu se întâmplă nimic, nici nu mă așteptam, dar zice așa domnul Veștea, domnule, ar fi bine să regionalizăm, dar 7 regiuni sunt cam, sau 8 regiuni sunt cam puține, măcar să facem, să înjumătățim numărul județe. De județe ca să le unim. Deci ținta e foarte mică. Nu, la înjumătățire nu cred că... Și problema e când te-a pus să faci concret lucrul acesta, pentru că tema pe care a spus-o Ciprian este esențială. A spus că 98% din localități nu se susțin financiar. Deci. Dar nu simți că am intrat deja într-un soi de... ei au intrat într-un soi de campanie deja, totul e cu osă. O să tragem fonduri, o să facem reforme, spunea domnul Stroie, eu am rămas așa marcat acum vreo 2-3 săptămâni într-o altă emisiune la alt post de televiziune, că da, într-adevăr, multe din reformele astea despre care vorbim și de care avem nevoie ar însemna și schimbarea Constituției. Și asta ar trebui să fie o prioritate a următorului Parlament. Deci, practic, ne-au spus în față că n-au de gând să facă nimic, nu? Cam asta e. Apropo de discuția dinainte și aici, tu știi sigur mai bine, apropo de fonduri și de localități care nu se susțin, ce se întâmplă, ce face Elena Lascoli pe la Câmpul Lung cu fonduri, câți bani în total sunt mai mulți bani din fondurile europene clasice, tu știi cifrele cu siguranță, decât din PNRR.
Da, da. Și le ignorăm. Da, mai mult, sigur. Dar și acolo e, cum constant. Spui... Da, am zis asta. PNRR este de departe cel mai discutat program. Discutăm, european, dar nu e cel mai consistent. Dar nu e cel mai consistent. Sigur. E cel mai mediatizat, să spun. Exact. Doar o replică, că spuneai că pare că suntem într-o campanie. Da, ceea ce încurcă este această problemă bugetară. Deci a venit această năpastă, să zic, pe capul politicienilor români, că trebuie să facă ceva să reducă deficitul. Dacă nu era tema aceasta... Acum deja cred că erau liniștiți și cu gândul la campanie, cu săgețile, că și înainte să ne aducem, erau săgeți între ei, între PSD și PNL, chiar din interiorul guvernului sau partidului, da? Acum lucrurile s-au acutizat, că fiecare încearcă să convingă electoratul că nu el face reforma ce area, ci sau schimbarea ce area, ci celălalt partid. Bun, vă mulțumesc, Raluca Alhadadez, mulțumesc, Constantin Rudnitski, Ciprian Aron, le mulțumesc și celor din realizatorilor din prima parte. Mai erau foarte multe teme interesante, românul eliberat după 8 ani din Burkina Faso, problema urșilor în România, problema festivalurilor, consumul de droguri și multe altele, dar bineînțeles o să urmeze și o joie viitoare și o să putem dezbate atunci mai pe larg. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Prima News, urmează colegul Radu Banciu cu Worldwide Banciu. O seară frumoasă!